Sandra. Bun găsit, Adriana. Social, democrații și liberali, democrații români au apărat decizia guvernului Grindeanu și și-au acuzat colegii de la celelalte partide că vin cu informații false. Dar chiar și în această situație, eurodeputații străini și-au arătat preocuparea față de evoluția situației din România în ultimele zile și au mărturisit că nu au înțeles nevoia unei ordonanțe de urgență. În această situație spun că poate este nevoie de înființarea unei comisii de anchetă și a unei delegații care să vină în România și să vadă exact cum stă situația. De asemenea, au recomandat o dezbatere în Comisia Justiției și Afaceri Interne a Parlamentului European. Ținta criticilor însă în această dezbatere despre pe tema din justiției și democrației în România a fost însă chiar prin vicepreședintele Comisiei Europene, Franz Timmermans. Mai mulți europarlamentari români l-au acuzat că nu știe întreaga, nu are la dispoziție toate informațiile despre ceea ce s-a întâmplat în România și chiar a fost acuzat de complicitate la o tentativă de răsturnare a guvernului de la București. În 2012, complicitatea Comisiei sau voluptatea cu care s-au îmbrățișat tezele lui Băsescu a dus la anularea referendumului din 2012. Ar fi tragic și inacceptabil ca acest lucru să se întâmple încă o dată. We should not be turning this into a party political confrontation. This happened here in this house today, which in a sense, it's normal in a political house, that's what you get. But on this issue, I'm a bit saddened by that. It's preposterous and rather insulting that I would be an agent to topple a government that is led by the party I belong to.